În 2018, râul Topolog a produs inundații în multe zone, comuna Nicolae Bălcescu fiind grav afectată de aceste calamități. După ce am parcurs toată birocrația și procedurile legale, am semnat un nou contract prin care înlăturăm pagubele produse de râul Topolog pe DJ-678 în satul Dosul Râului. Vom investi aici aproximativ 800.000 de lei în lucrări complexe de refacere a sistemului rutier, dar și de asigurarea scurgerii apelor prin execuția de podețe, șanțuri și canale betonate. De asemenea, pentru siguranța circulației în zonă, va fi amenajat un parapet metalic. Investiția are un termen de execuție de 6 luni, iar ordinul de începere a lucrărilor va fi dat în următoarele zile, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea. Primul contract din acest mandat, tot pentru fapte bune, pentru că reparăm un drum care amenința viețile oamenilor, gospodăriile și casele. Râul Topolog, pe cât de frumos, pe atât de dificil și de periculos este, pentru că și eu știu asta, pentru că este râul copilăriei mele, Valea Topologului. În 2018, Topologul a făcut ravagii pe toată Albia, dar foarte, foarte multe zone au fost afectate pe teritoriul comunei Nicolae Bălcescu. Dacă mi-aduc bine aminte, hectare de terene au fost înghițite de ape. Ei bine, astăzi, după ce am parcurs toată birocrația și procedurile legale, astăzi, în a doua zi din noul mandat pe care dumneavoastră mi l-ați dat, am semnat un contract prin care îndreptăm sau reparăm răul făcut de râul Topolog. Am semnat un contract prin care investim aproape 800.000 de lei în lucrări specifice de remediere a efectelor produse de calamitățile din anul 2018. Vom face aici, în dosul râului, cum știe toată lumea, pe drumul județean 678D, vom face lucrări complexe de amenajare hidro, dar și ceea ce înseamnă 6 podețe, șanțuri betonate, drenuri, canal, parapet metalic și tot ce trebuie, pentru ca în această zonă de pe drumul județean 678D, în dosul râului, lucrurile să intre normal și casele oamenilor să nu mai fie amenințate. Este așadar o veste bună, am semnat contractul și în câteva zile dăm ordinul de începere a lucrărilor și ne vedem și de la fața locului, de la Topolog.